Bună, sunt Pavel. Ca să te poți bucura de toate funcțiile și beneficiile pe care le aduce folosirea smartphone-ului tău Nokia, trebuie să te poți conecta la internet. E simplu să faci asta dacă ai activat pachetul de internet pe mobil Vodafone sau dacă te afli în raza unei rețele wireless. Să începem cu configurarea telefonului pentru conectarea la internet. Deblochează telefonul. Din ecranul de start, selectează setări, apoi puncte de acces. Selectează profilul Vodafone RO, apăsând lung pe el. Apoi selectează funcția Vizualizați ca să verifici setările de pe telefonul tău. Ele trebuie să fie identice cu cele din căsuța care a apărut pe ecran. Dacă setările tale corespund, folosește tasta Start ca să te întorci la meniul principal și blochează telefonul. Ca să te conectezi la net prin intermediul datelor celulare, deblochează telefonul, din ecranul de start selectează setări, apoi rețea celulară. Apasă pe conexiune de date și selectează activată. Când vei vrea să dezactivezi datele celulare, vei face operațiunea tot de aici. Selectează dezactivată. Acum însă vom lăsa datele celulare pornite. Ca să intri pe net, apasă tasta Start, apoi din ecranul de start selectează Internet Explorer, telefonul tău se va conecta la internet. Nu uita că de fiecare dată când te conectezi la internet prin pachetul de internet pe mobil Vodafone, vei consuma trafic de date. Depășirea traficului din abonament sau cartelă va fi taxată conform planului tău tarifar. Pentru a afla mai multe detalii despre cum îți poți controla traficul de date, verifică tutorialul din linkul de mai jos.